dragele mele, astăzi mergem să realizăm acest top, această bustieră frumoasă. Aici avem floricele, avem perluțe, avem inimioare, iar aici avem evantaie. Am lucrat-o cu un bumbac soft baby. Am început-o cu un croșet de 2 la cupe și inimioare, așa cum v-am arătat în primul tutorial. Iar aici am folosit un croșet de 3. Am început-o de la cupe, am făcut inimioarele, am făcut bretelele, apoi am trecut și am impostat aceste evantaie drăguțe. La spate i-am făcut așa un șireturi să se regleze așa cum se dorește de strâns. Și acum hai la lucru într-un tutorial pas cu pas. Și o să facem această floricică. Și vom începe așa. 1, 2, 3, 4. Dau după croșet. Pun perluța. Și intru în primul ochi. Iau ochiul de lanț și termin piciorușul dublu. Dau de 2 ori după croșet, mă duc în același loc. Și voi face un picioruș triplu. Și aceasta este baza florii. Pe acest picioruș triplu vom face 6 piciorușe scurte. 2 3 4 5 6. Pe cele 3 ochiuri de lanț rămase vom face tot 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6. Închidem în primul picioruș scurt și avem baza. Alunecăm în piciorușul următor și aici voi face 5 ochiuri de lanț. Las liber, mă întorc nu în primul, în al doilea, unde am închis și trag bucla. Fac un ochi de lanț. Aceasta este prima petală. Pe ea vom lucra piciorușe scurte. 2 3 4 5 6 7. Acum intrăm în piciorușul următor cu piciorușul alunecat, în următorul tot alunecat și facem 5 ochiuri de lanț. 4, 5.
baza pentru a doua petală. Nu în al doilea, în acesta. Ne oprim și facem un ochi de lanț. Pe această 5 ochiuri de lanț, pe această petală, vom face 7 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mă opresc în următorul picioruș și încă în următorul voi trece. Facem 5 ochiuri de lanț. Intrăm în al doilea. Piciorul alunecat. Iar pe petală facem 7 piciorușe scurte. Și ne oprim în următorul, în primul piciorul, petală cu care am început. Și aceasta este floricica. Acesta este dosul. Aici mă urc cu ochi alunecat. 1, 2, 3, 4. Și vom face din nou 4 ochiuri de lanț. Dau după croșet, îmi iau perluța și mă duc în primul ochi de lanț. Să strângem bine. Așa. Terminăm piciorușul dublu. Iar acum facem un picioruș triplu. Tot în primul ochi de lanț. 1, 2. Și este gata baza și pentru cea de-a doua floricică. Închidem. Pe acest picioruș triplu facem din nou 6 piciorușe scurte. Ca pe partea cealaltă, iar pe cele 3 ochiuri de lanț voi face încă 6. Aici. Și am închis. Este superbă. Bine, de aici eu voi continua să fac ochiuri de lanț pentru a face breteluța ce se leagă după cap. Am continuat să fac
ochiuri de lanț pe 44 de centimetri, iar acum o să facem așa. Întoarcem lănțișorul și luăm bucla de pe spate și facem ochiuri alunecate. Așa. Și facem și retul să fie mai consistent. Ok? Vedeți ce drăguț vine? Deci continui așa. M-am întors înapoi pe spatele șiretului cu ochi alunecat și am ajuns până înapoi la floricelele noastre. Iar aici o să prindem în așa fel încât să devină cât mai elegantă, mai prinsă bine, da? Deci am făcut și ultimul ochi aici, iar acum o să trag așa firul și o să-l trag înapoi pe aici. Și în acest fel o să îmi pară că este cusut. Că este cusut, că este perfect prins aici. Vedeți? Apoi acest fir o să-l bag eu cu acu. Bun, acum floricica noastră, hai să o prindem aici cu acul. Pe aici. Și trebuie să ne fixăm, să ne intrăm în petala opusă, dar nu opusă, un pic în dreapta. Ia să vedem aici. Așa. Iar pe inimioară mergem să coasem așa. Deci, dacă aici ies pe deasupra, încerc să iau amândouă ochiurile, amândouă buclele, în așa fel încât să rămână pe exterior. Uitați așa. Și trec în spațiul următor și îl prindem floricica cu buclele. Acum intru înapoi. Trebuie să ne orientăm cum vine ca să prindem în modul cel mai frumos. Și aceasta este și breteluța noastră. Acum intru pe spate și o să tăiați. Am terminat rândul de inimioare, iar acum, ca să mergem cu marginea dreaptă, o să mă întorc cu ochiuri alunecate până pe centru inimioare, pe centru jumătății. Așa. Iar de aici voi face ochiuri de lanț. Am lucrat lănțișorul pe 45 de centimetri, iar acum ne întoarcem pe spate și o să facem șiretul. Luăm bucla din spate . Facem ochi alunecat. Am terminat de lucrat șiretul și m-am oprit la 18 cm de la cupă. Pentru că evantaiele care urmează să le amplasăm au o anumită formă și sunt foarte frumoase,
Vreau ca să placez un evantai exact în centru. De aceea am luat ață de altă culoare și am făcut primul rând exact așa cum trebuie. Mi-am luat un caiet și am făcut și schema la inimioare pentru cine vrea să o aibă ca schemă. Iar la evantaie, primul rând este două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, un picior scurt, trei ochiuri de lanț, un picior scurt, trei ochiuri de lanț, un picior scurt, două ochiuri de lanț. Pentru un modul. Aici noi o să iau lucru de unde am rămas cu semnele venind din partea cealaltă, respectând dimensiunea. Și ce am? Am picioruș scurt. Am două ochiuri de lanț. Las două ochiuri libere. Fac picioruș scurt aici. Un ochi de lanț. Las un ochi de lanț și trec pe următorul și fac un picioruș scurt. Două ochiuri de lanț. Las două ochiuri de lanț aici și fac pe următorul un picioruș scurt. Acum am trei ochiuri de lanț. Las trei ochiuri de lanț libere, fac piciorușul scurt. 3 ochiuri de lanț, las 3 ochiuri de lanț din nou și fac din nou piciorușul scurt. Ia să vedem să facem un modul. Acum, 2 ochiuri de lanț, 2 lăsăm. Deci, 2 ochiuri de lanț, piciorul scurt. Și aici un ochi de lanț. Un ochi de lanț și din nou un picioruș scurt. Deci acesta este un modul. De la acest ochi de lanț, care aici, practic, pe schemă sunt cele două piciorușe duble, pentru că la rândurile următoare o să vedeți cum sunt, practic avem așa. Aici o să fie un evantai. Două ochiuri de lanț, lăsăm două ochiuri de lanț jos. Piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, trei ochiuri de lanț lăsăm jos. Piciorul scurt, trei ochiuri de lanț. Piciorul scurt, două ochiuri de lanț. Și de aici începe un nou modul. Deci, avem un ochi de lanț, două, apoi două ochiuri de lanț, apoi trei, trei și două. Acesta este un modul. Și continuăm așa pe toată marginea. Important este la centru să ne intre aceste două piciorușii dubli. O să punem aici pentru că aducem la nivel. Continuăm. Am continuat să fac ochiurile de lanț câte 3. Deci, să zicem că începem de la evantai, unde este un ochi de lanț, da? 2 ochiuri de lanț, 3, apoi 3, 2, 1, 2 și de aici iar încep 3, 3 și iarăși începe segmentul, da? Deci, de aici până aici avem un segment, un modul, cum vrem să-l numim. Pe partea de la cupă, eu am mers un pic mai strâns ca să aibă susținere cupa, nu? Iar aici am avut 3 ochiuri de lanț și am pășit așa. Aici 3, 2 și am pășit, vedeți voi, 2 ochiuri de lanț le-am folosit pentru 2 rânduri pentru a strânge puțin cupa. Important este, repet, ca aici noi să ajungem să avem modul de evantai. Deci aici am pus, am avut 3 ochiuri de lanț, aici 3, acum 2, 1, 2,
L-am folosit doar pentru un rând, iar acum o să fac piciorușele duble, pentru că aici am spațiu, fără un ochi de lanț, da? Deci, două piciorușe duble, aici vin două ochiuri de lanț și o să mă prind, vedeți, am deja un rând aici, o să mă prind aici, pe primul rând. Acum avem trei ochiuri de lanț și o să sar un rând și al doilea și mă prind aici pentru că este spațiul mai mic și nu se face gaură mare. Din nou trei ochiuri de lanț, sar din nou două rânduri, mă prind aici. Aici avem două ochiuri de lanț și vom sări la fel două rânduri pentru a strâmta un pic, repet, un ochi de lanț și sar un rând aici, doar un rând, da? Așa, aici avem două ochiuri de lanț și de aici vom continua pe șiretul care deja l-am făcut și l-am pus separat. Da, și am făcut și desfăcut, că asta este. Și aici am 18 cm. Iar de aici continui cu modelul pentru a putea imposta modelul corect până la capăt. Ok? Ne vedem la capăt. Am ajuns la capăt. Da? Am respectat tot timpul. Dacă aici este baza un ochi de lanț, aici sunt două, aici sunt 3, 3, 2, 1, 2. 3, 3, 2, 1, 2. Și am terminat rândul. Am ajuns la bretea aici. Capătul de ață este acesta. Acum fac un ochi de lanț și începem să facem evantaiele. În primul modul facem 8 piciorușe duble. Am făcut schema rândului 2 aici. Avem 8 piciorușe duble, un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Acum hai să le așezăm. Deci, aici 8 piciorușe duble. 8 piciorușe duble în primul spațiu. În piciorușul scurt vom face piciorul scurt și am închis arcada. 3 ochiuri de lanț, în piciorul scurt, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, în piciorul scurt, piciorul scurt. Iar acum, din nou, în spațiu de unde avem un ochi de lanț, vom face din nou 8 piciorușe duble. Avem aceste 8 piciorușe duble aici, le agățăm cu piciorul scurt aici, da? Așa arată un modul. Așa, hai să-l mai facem o dată. E simplu, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, din nou piciorul scurt aici. Și acum din nou vom face modulul de 8 piciorușe duble. Da? Deci, 8 piciorușe duble, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt, 8 piciorușe duble. Continuăm. Așa se așează modulele noastre. Iar aici am ajuns la piept și vom face în piciorușele duble, dedesubt vom intra. Da? Deci nu luăm aceste două bride, luăm tot dedesubt, pentru că sunt 8 piciorușe și se așează foarte bine așa. Continuăm până la capăt și ne vedem acolo.
Așa arată tot modelul nostru. Iar acum am ajuns la capăt, deci picioruș scurt, trei de lanț, picioruș scurt, trei de lanț, 8 piciorușe duble pe care le agățăm aici. Așa, cu piciorul scurt. Iar acum să trecem la rândul următor, care am făcut schema așa. La rândul 3 avem un ochi de lanț, un picioruș dublu de 8 ori, apoi un picioruș scurt, un ochi de lanț, un picioruș scurt. Deci, ca să începem rândul următor, mai fac două ochiuri de lanț și mă prind aici și întorc rândul, un ochi de lanț și încep să fac modelul. Deci, în fiecare picioruș dublu, picioruș dublu, doar că facem acest ochi de lanț. Ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. De acum o să vină foarte ușor că am impostat modelul și evantaiele sunt foarte ușor de realizat. Deci să vedem acum câte piciorușe duble avem, pentru că uneori se mai greșește și trebuie să le numărăm 2, 4, 6, 7 și al 8-lea. Terminăm cu ochi de lanț și mergem pe bridă acum. Facem un picioruș scurt, un ochi de lanț și din nou un picioruș scurt. Acesta este un modul. Și începem cu ochi de lanț, picioruș dublu. Așa sunt modulele. Am făcut 8 piciorușe duble, un ochi de lanț. Iar acum tot pe bridă mă prind. Am terminat cu ochii de lanț aici, da? Fac un ochi de lanț, merg pe brida următoare, fac picioruș scurt și repet, un ochi de lanț, picioruș dublu de 8 ori și continui așa până la capăt. Deci acesta este rândul numărul 3. Așa arată cel de-al treilea rând. Deci, piciorul scurt, un ochi de lanț, piciorul scurt și aici de 8 ori un piciorul dublu, un ochi de lanț și din nou se repetă modulul. Am ajuns la capăt și o să mă sprijin tot în al doilea ochi de lanț, cum se așează mai bine. Și fac un piciorul scurt, iar de aici mă ridic cu 3 ochiuri de lanț, întorc rândul și în același loc voi face un picioruș dublu. Să începem a repeta primul rând. 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț. Pentru un modul. Deci, 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț pe care le sprijinim în al doilea spațiu, da? După cele 2 piciorușe, primele 2 piciorușe duble. 3 ochiuri de lanț, lăsăm un spațiu, intrăm în următorul. 3 ochiuri de lanț, lăsăm un spațiu, intrăm în următorul.
două ochiuri de lanț, picioruș dublu, în acel spațiu de un ochi de lanț, da? Aici. Unde avem făcut un ochi de lanț. Aici facem 1 și încă un picioruș dublu. Repetăm. Două ochiuri de lanț. Lăsăm primul spațiu, un al doilea picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț. În al doilea spațiu, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, în al doilea spațiu, picioruș scurt. 2 ochiuri de lanț. Iar aici, 2 piciorușe duble. 1, 2. Așa arată modulele noastre. 2 piciorușe duble în ochiul de lanț, 2 ochiuri de lanț în al doilea spațiu, 3 ochiuri de lanț, din nou picioruș scurt, în al doilea spațiu, 3 ochiuri de lanț în al doilea spațiu, 2 ochiuri de lanț și piciorușe duble. Aici facem doar 2 ochiuri de lanț pentru a nu rămâne prea mult spațiu. O să vedeți la evantaiele următoare. Așa arată modulele noastre, evantaiele. Am ajuns la capăt. Iar la capăt ne oprim în același loc de unde am început ultimul rând, da? Exact aici, și vom face două piciorușe duble. 1, 2. Și am încheiat rândul. Întoarcem lucru. Și vom începe din nou modulele, doar că aici vom începe cu jumătate de modul. Deci, facem 3 ochiuri de lanț, iar între aceste două piciorușe duble, facem 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Și ne oprim la fel ca la primul rând pe piciorușul scurt cu piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt pe piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, piciorul scurt pe piciorul scurt. Și din nou, pe aceste două ochiuri, piciorușe duble, aici în centru, nu luăm bucle de aici, luăm de aici din centru, vom construi un nou modul. Aici vom face 8 piciorușe duble. Este un mic secret aici, trebuie să ținut lucrul întins și când punem următorul picioruș, vedeți aici la urmă, sunt multe, să fim atente să ne vină ața la rând, să nu se încalece, să vină pe deasupra. Deci avem 2, 4, 6, 7 și pe al 8-lea aici să strângem puțin așa să se vină toate piciorușile la rând. Perfect! Acum piciorul scurt în piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, deja acest lucru îl știți, da? De la rândurile trecute. Și aici obținem o margine dreaptă.
Continuăm până la capăt. Am ajuns la capăt și evantaiele, așa cum am început să vă explic, odată vin întregi, odată pe jumătate, da? Și am făcut 5 rânduri de evantaie, pentru că atât mi este necesar. Am făcut și returi atât la un capăt cât și la celălalt să se poată lega așa cum se dorește. Am mai adăugat încă 2 floricele sus la gât și topul nostru este gata. Eu sunt Mihaela și vă aștept pe canalul meu MM Crochet să vă înscrieți și să facem în continuare lucruri frumoase împreună. Vă pup!